suntem la Remat, unde? Ești așteptat. Ești așteptat. Îmi pare foarte bine să-mi vin aici, pentru că știu că lumea ne așteaptă și pe mine și pe voi, stimați telespectatori. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara din nou, bine ați venit. Ce spuneți dumneavoastră despre Rematul ăsta? Îmi spuneați mai devreme că are o tradiție, dar acum am focșan, da? Da? Da, întâmplător am descoperit un document și se pare că a fost înființat chiar din 1948. Deci la anul facem 70 de ani. Trebuie să faceți un chef mare. Deci în plină frământare politică, ce era în 48 atunci, acum e nimic față de ce era atunci. Da. Ia spuneți-mi, domnule, și ați urmărit un pic așa evoluția? Nu, a fost numai o singură chestie, n-am mai găsit altceva. Deci era, probabil că Focșani atunci era deja un oraș cu plin de gunoaie. Și tu ăia de la primărie, ori tu, bă, ce facem cu, cum strângem noi astea? Dar, să facem noi un Remat. Nu, dar cum se numea domnul? Tot Remat? Nu, Remat, nu. IJVRM. IJVRM. Dar... să ne înțelegem încă o dată. Știam că mă puneți la punct. Aceste societăți n-au fost făcute pentru gunoaie. Au fost, inițial, au fost pentru reciclarea deșeurilor din producție, că pe atunci exista și producție mai multă. Deci, până și atunci exista producție mai multă, așa trebuia să spun. Până și atunci exista foarte multă producție. Așa. Deci nu pentru gunoaie. Cu gunoaiele au fost, cu salubritatea au fost alții. Da, deși atunci plastic nu era, nu știu ce, că nu era plastic în 48. Erau chestii de-astea lăsate de Dumnezeu cu mâna lui, nu invenții, dar probabil erau fabrici de confecții, erau pielii. Era lână, pielea. Lână, piele, era celebră zona pentru așa ceva. Da, și cum a evoluat? În 89, din 89 s-a asistat cu vechea formulă și s-a... Nu mai știu. Nu mai știți. Dumneavoastră, în ce an ați preluat? Aia, în 2006 am venit aici. Da, aveți 20 de ani. Mulțumesc. Care 10? De unde 2006, pardon, că sunt 2016. Bine că sunt numai în 2016, că fiecare an care trece 17, îți mai pune ceva pe aici, pe la tâmple. Deci 2016, aveți 10 ani. Mulți înainte, 10 ani în care chiar ați lucrat cum trebuie, pentru că de câți ani facem noi aceste emisiuni? Sunt vreo 4? 4 sau 5. 4 sau 5. N-a fost dată în care să nu-mi dați și vești bune. Ei, au mai fost și situații când a mai scârțit, chiar cum a fost luna ianuarie? Una peste alta, binișor. Deci tot deci, binișor, vedeți? Deci, având în vedere că a nins, că au mai fost și viscol și ăsta... Da. A mers. N-au rămas oamenii fără leafă, nu? Nu. Și față de anul trecut, când eram la program redus și a fost mult mai greu, anul ăsta, mulțumesc lui Dumnezeu. V-am zis-o că așa o să fie, vedeți ce prezicătoare bună sunt. Spuneți-mi, vă rog, pentru luna februarie, văd că iar începe să ningă afară și e foarte enervantă povestea, dar asta e situația. Și pentru luna februarie, ce vă doriți să fie? În primul rând, să nu fie zăpadă. Da, chiar dacă mai plouă, chiar dacă mai e și frig, dar să nu fie zăpadă, că asta ne omoară și ne dă toate planurile peste cap. Dar n-avem ce face. Adică avești pentru populație, pentru furnizori, să mențin prețurile din perioada asta, cam toată luna. Deci cam asta știm la ora asta. Vreau să vă întreb ceva. Vedeți, au fost foarte și sunt foarte multe accidente rutiere, foarte multe, ferească Dumnezeu. Mașinile alea pe care le văd eu strivite pe șosea, chiar în Vrancea, ajung la Remat? Nu, foarte puțin. De ce? Se repară? Fiecare e proprietar pe mașina aia, chiar dacă mașina s-a făcut zop și ce hotărăște el, ori o repară. Sunt mulți care sunt cu asigurări și sunt preluate de asigurator. N-aveți niciun contract cu asiguratori? Nu, asta mai... N-aveți voie sau nu... Ba da, dar în general asiguratorii tot prin centrală fac toate tranzacțiile astea, centrala e la București. Centrala e la București. Bun, dar pentru anul ăsta deja ați reînnoit multe contracte, chiar mă interesează, că și eu trebuie să fac da, multe și... Am început și cu alt tip de contract. Este vorba de preluare de responsabilități a celor care introduc pe piața ambalaje. Începând de anul trecut, chiar am avut permisiunea de a încheia astfel de contracte.
N-am putut anul trecut să facem prea multe pentru că noi eram sub incidența altor tipuri de contracte și nu avem de unde să asigurăm materiale. Anul ăsta am început și avem câteva contracte pe în plus. Da. Câteva contracte. Vă doresc cât mai multe contracte pentru că chiar sunteți foarte serioși și chiar lucrați așa cu simț de răspundere, toți cu care am vorbit. Repet, nu e top ce vă spun acum asta, nu glumă. Multă lume când mă vede, vino la Remax, ești așteptat. Deci deja asta a prins foarte tare, știți? Și cum stați cu voluntari? Nu voluntari, cu zilieri. Ați vrea dumneavoastră voluntari. Da. Având în vedere că de la 1 februarie s-a mărit salariul minim pe economie. S-a mărit deja? Da. E lege? E lege. Păi cum, dar în toată panorama asta care e acum, v-a terminat cu salariul minim pe economie mărit, nu? Nu ne-a terminat. Nu, dar vă optica stare, recunoașteți? Nu, de ce? Nu. Păi am întâlnit pe unii care se optică tare, că spuneau, de unde să le dau eu acum salariul? Nu? Firmă de stat sau privatizată? Nu, privatizată, asta n-a fost nicio problemă. Nu-i, problema este aici, la zilier, pentru că a trebuit să le măresc și lor, că venitul zilnic al unui zilier se calculează în funcție de salariul minim de economie. Ia auziți, stimați telespectatori care vreți să fiți zilier la Remax, s-a mărit și aici? S-a mărit, dar și având în vedere că s-a mărit și s-a mărit bine, și cerințele noastre vor fi mai aspre. Sau adică mai... ce le strângeți de gând, ce le faceți? Nu, o normă zilnică. Că deci 8 ore? Nu, o normă de făcut în producție. Ca și producție. Da, mi se pare corect să fie așa, dar oamenii nu prea înțeleg lucrul ăsta pe nicăieri, știți? Adică, sigur că e ideal, nu e ideal, mie mi se pare revoltător să vrei bani mulți fără să muncești. Asta este o lipsă de credință în Dumnezeu, care nu se poate. Fiecare bănuț înseamnă munca cuiva. Ca să stau eu degeaba și să am bani mulți, înseamnă că trebuie să muncească altcineva pentru mine, ceea ce mi se pare îngrozitor. Spuneți, vă rog. În vremuri, femeile stăteau acasă și câștigau bărbații bani. Acum nu prea să mai poate, așa că, da, nu, spuneți. Munca nu este grea din punct de vedere fizic. Nu este atât de grea. Dar, având în vedere condițiile care sunt acum, că e iarnă, că în general e afară sau în spații neîncălzite, aici e o problemă mai delicată. Este o problemă mai delicată, oamenii pot să și răcească, pot să facă fel de fel de... Da, da, selectați și dumneavoastră dintre cei care sunt sănătoși, să vină cu un certificat de sănătate. Nu e vorba de sănătate, că v-am zis, e vorba să fie oameni serioși și să nu-și bată joc. Că de acum 60 de lei pentru o zi, pentru 8 ore de muncă... 60? Da, pe asta e. Excelent este. Vin și eu, 60-66 milioane ori... Vreo 18 milioane dacă aș veni în fiecare zi, nu? Nu, ziceți 20 de zile, gata. Așa de voie. Doamne ferește din punctul meu de vedere, dar gluma e glumă, dar uite, se pot câștiga totuși niște deci, bani. Dacă faceți așa socoteala, veți constata că banii în mână un zilier câștigă mai bine decât unul cu salariu minim pe economie. Le-ați dat idei la unii care... Domnule director, ca se apropie sfârșitul emisiunii, ce trebuie să aducă oamenii care vor să se îmbogățească? Așa, a mai crescut și, sau sunt aceleași prețuri? Prețurile nu s-au mărit, nu? Nu, au mai scăzut la fier ceva, dar s-a cam oprit căderea, deci s-au stabilizat acum. De asta am zis, că prețurile asta se pare că vor fi la nivelul ăsta care sunt acum. Nu ne așteptăm la scăderi, nici la creșteri. Vedem luna viitoare ce o să fie. Povestea este că și e fluctuația asta de euro-dolar, situația din țară și atunci e bine. Noi suntem mulțumiți că se păstrează măcar nivelul ăsta. Da, vă rog. Ce să aducă? Mai spune o dată. Tot timpul deci, trebuie să spuneți. Că, repet, poate e unul care n-a văzut nicio emisiune. Orice deșeu de fier, orice deșeu de nemetalic, aici intră aluminiu, că aluminiu în general este cel mai mult în gospodărie, alamă, bateriile de la... Mașină? Nu, bateriile de la cuvete, de cuvete, de instalații. Acumulatorii, da, plumb, plumb, inox, mai găsești câte o oală de inox prin casă. După aceea, orice deșeu de plastic,
de ambalaj de plastic. Adică ambalaj, sticle de plastic, aia, șampon, asta, că lumea se gândește la ambalaj, la niște folii. Nu, toate astea care, Foliile de la ambalaj, hârtia de la tot ce se ambalează, mai știu eu. Pentru că... Și se plătește, nu? Dar la folii trebuie să vii cu un camion ca să iei. Da? Nu contează, domnule director și domnilor și stimați telespectatori, și faptul că ne eliberăm casa de niște lucruri inutile și asta este un lucru foarte bun. Televizoare, monitoare care nu se plătesc încă. Da, orice electronică stricată sau aparat electrocasnic. Deci cam asta este. Îmi pare bine că ați început anul cu dreptul. Și nu, nu mai mult. Așa, și să vă dea Dumnezeu tot anul să vă meargă bine. Stimați telespectatori, vă rog, spuneți-le ce aveți de spus. Vino la... La Remat, că sunteți așteptați, pe strada Milkov 38. La revedere, vino la Remat, că ești așteptat. Eu am vorbit în rime, la revedere. Bună seara.